Circulația pe pod a fost deschisă de premierul Iurie Leancă și ambasadorul Statelor Unite în Moldova, William Moser. Potrivit ministrului transporturilor, Vasile Botnari, podul va spori securitatea în trafic. Erau foarte multe accidente, era o pată neagră această intersecție, am proiectat mai multe intersecții nivelate și în curând următorii ani vom vedea mai multe, până la 20 la moment avem planificate. Premierul Iurie Leancă spune că această construcție este un bun început pentru dezvoltarea infrastructurii din țara noastră. E primul proiect de acest gen de la începutul independenței noastre. Sper foarte mult că vom avea și în Chișinău astfel de proiecte, fiindcă asta va permite să decongestionăm traficul, asta va permite să asigurăm o mult mai mare siguranță a traficului rutier. Modernizarea intersecției de la Sărăteni i-a bucurat pe șoferi. Trebuie să propusești niște mașini, dar mai fiecare merge în sens cum îi trebuie. Îi suci frumos, într-adevăr, e ceva bun. Cum era domnul rău, dar acum merge mai bine. Ne ridicăm, mergem în care direcție care ne trebuie, e ușor de mașină. Construcții modernă și... Eu cred că pot este început de autostradă, de drumuri noi pe viitor. Lucrările de construcție au început anul trecut în cadrul proiectului de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca și a costat aproape 2 milioane de dolari. Banii sunt oferiți prin programul Compact.